că te-ai speriat? Dormi? Da. Am treabă. Mai dormi? Da. Bine v-am regăsit din nou. Am prins o zi foarte frumoasă. Suntem în 3 aprilie. Avem soare. Am început și pomii mei din livadă să înflorească. Uite și prunul. Aici am cireșul. Acum îl văd eu. O să am ceva cireșele anul ăsta. Uitați ce. Și mai am post aici mic. Care a fost plantat primăvara trecută. Uite care și ăsta niște ciurchini așa. O să fac câteva cireșele să văd și eu ce specie este. Dar nu de asta m-am apucat eu să filmez clipul ăsta și nu vreau să lungesc aiurea. Astăzi vreau să scarific gazonul sau iarba, că nu știu cât se mai poate numi gazon. Cam așa arată livada acum în aprilie. I-am dat o trecere cu mașina zilele trecute să-l tund așa cât mai scurt. Am înțeles că așa e bine să fie cât mai scurt și la scarificare și la aerare. Aș fi vrut să fac și scarificarea și aerarea tot astăzi. Dar la aerare e un pic mai complicat, că din câte am citit și eu, e bine să fie solul un pic umed. Și numai bine că s-au anunțat niște ploi acum zilele astea următoare și o să aștept să se ude un pic solul. Și pe urmă o să fac aerarea. Aș fi putut să irig eu, dar nu am furtunul acasă. Bun. Scarificatorul l-ați văzut, vi l-am arătat în clipul cu unboxing-ul. L-am scos. Asta este cuțitul pentru scarificare. Vi l-am arătat și atunci. Practic este un fel de greblă rotativă așa. Și haideți acum să vă explic. Poate sunteți mai mulți care nu știți ce înseamnă scarificarea și aerarea. Uite, de exemplu, scarificarea. Practic scarificarea înseamnă greblarea tuturor paelor astea uscate care sunt la baza ierbii. După un an de zile de tundere, inevitabil rămân în urmă niște paie din astea uscate pe care nu le adună mașina cum trebuie și astea împiedică buna hrănire, să zic așa, a ierbii, pentru că se depozitează acolo la baza ei. Nu intră foarte bine nici soarele, nici apa, favorizează creșterea mușchiului, care e foarte dăunător pentru să încerc să găsesc o zonă. Uite, de exemplu, aici la umbră, unde se depune mușchi. Uite asta de aici. Asta acoperă pământul și iarba nu se mai poate hrăni din cauza lui. Asta trebuie îndepărtat. Tot mușchiul ăsta se formează în special în zonele astea unde este un pic de umbră. Așa, uite, zona asta, de exemplu, aici e plină de paie din astea uscate care trebuie să îndepărtate. Aici un pic mai puțin. În zona asta, bine, am și foarte mult trifoi care a crescut aici și pe care o să încerc să-l combat anul ăsta cu niște ierbicid. Am mai multe operațiuni pe care vreau să le fac pentru tentativa mea de regenerare. Uitați ce, sunt zone unde s-a cam dus
iarba. Aici am încercat eu anul trecut să mai însămânțez, dar pământul este foarte tasat și nu prea se mai prinde așa bine. Prietenul meu, Bobby, zicea să mă apuc să sap din nou, să refac toată zona asta. Nu sunt nebun să fac chestia asta. N-aș mai face treaba asta. Prefer să-l las așa cum este decât să mai muncesc, să sap, să însămânțez, să nivelez, numai. Eu vreau să fie verde, tuns, curat și n-am nevoie să fie peluză ca pe stadion. E o livadă și vreau să am un pic de verde în curte. Uite și zona asta aici lângă gard, foarte plină de paie. Mai aveam aici zone unde se formează mușchi, uite de exemplu aici, exemplu foarte bun de loc unde s-a format mușchiul ăsta de aici, uite ăsta tot trebuie să fie îndepărtat. Am un pic de emoții la scarificare, pentru că nu știu cât de sănătoasă mai este rădăcina. Uite ce am găsit aici. Asta cred că a pierdut o surme când stătea în o clemă. Bine că am văzut-o, să nu mi-o ia scarificatorul. Ce spuneam? Am un pic de emoții că nu știu cât de sănătoasă mai este rădăcina ierbii, cât de bine este prinsă în pământ și sper să nu scot bucăți de iarbă acum când o să trec cu mașina. Iar aerarea constă, uite, o să vă arăt la mașină ca să vă explic și mai bine. Deci este o rolă cu niște lame care face niște mici șanțuri în pământ. Stați un pic că cu o singură mână e mai greu. Deci asta este cuțitul pentru aerat. Vedeți, are niște lame așa. Ăsta va tăia, va face niște mici canale în sol. Va rupe mușchiul, va sparge un pic pământul la suprafață și va permite o bună irigare a ierbii și o mai bună hrănire, pentru că intră acolo aer, intră organisme care favorizează hrănirea, da? se face o hrănire mai eficientă. Deci unde pătrund aerul și apa, se dezvoltă microorganisme care ajută la hrănirea firului de iarbă și cu cât se hrănește mai bine, cu atât capătă putere, se dezvoltă și practic îl însănătoșește. Dar asta v-am spus, o să o fac după ce o să plouă, că atunci se face cel mai bine. Dacă m-aș apuca acum să fac, oricum aș face numai praf în urmă și e posibil să nu obțin rezultatul pe care mi-l doresc. Așadar, astăzi o să încerc să fac scarificarea asta. O să văd cum o reglez treptele de înălțime. N-aș vrea nici să scorm în toată iarba din rădăcină, vreau doar să greblez paiele alea uscate. Are selectorul ăsta de înălțime și o să fac o probă să văd cam care e. Un pic și foarte denivelat. E o contradicție, un pic foarte. E un pic denivelat terenul și asta s-ar putea să-mi dea un pic de furcă, dar o să facem o probă. O să vă arăt și cum se schimbă cuțitul la mașină. Se schimbă foarte ușor, n-ai cum să le pui invers. M-am uitat mai devreme și pe urmă o să mă apuc să scarific toată grădina asta, să profit de ziua asta frumoasă. Am schimbat accesoriul. Asta se montează și se schimbă foarte ușor și mi-era teamă inițial că poate am să-l pun invers, dar mi-am dat seama că nu am cum. Pentru că are un capăt aici, o chestie pătrată care intră în partea aia. Aici mai are un rulment, asta va veni aici. Chestia asta se desface cu cheia asta imbus.
care am găsit-o prinsă acolo în mâner, se desface șurubelul ăsta imbus, se dă capacul ăsta peste cap și se introduce al doilea accesoriu. Deci e foarte simplu de schimbat accesoriile la el. Asta e ăla pentru aerat. Cam asta a fost montajul, nu e o chestie complicată. Bun, o să-l pun și la treabă, vedem cum merge. Am dat provizorul la treapta 1, să văd dacă e nevoie să dau mai sus sau mai jos. Văd că începe de la 0 până la 4. Hai să vedem un pic cum scarifică, dacă reușesc să surprind. Deci de aici am început. Se vede așa pe unde am trecut cu mașina. Nu știu dacă o fi nevoie să trec de mai multe ori. Adună ceva și în sacul acolo, se vede. O să vă arăt pe urmă cum adună. Acum aș încerca și la 0, să-l dau la treapta 0, să văd cum se clarifică. Hai să vă arăt ce rămâne în urmă după ce trec cu chestia asta, unde nu reușește să-mi bage în sac. Uite. Fân. Deci adună. Ok, am să încep și eu dintr-o linie dreaptă. Să-l pun asta undeva aici. Încerc să fac niște linii drepte. Și sunt curios să văd în cât timp se umple sacul. Deja văd că aruncă în el acolo. Trec foarte greu pe partea cu gardul. În zona aia nu cred că mi-intre, că e foarte lat. Ca atare nu o să-l bag acolo. Dar aici, în zona asta, unde vedeți mai galben, cred că o să trec de mai multe ori să văd.
cam așa trece, nu știu dacă se vede foarte bine, dar cred că se văd liniile astea pe lungime. Are, dă impresia că arată mai rău ca înainte, dar tocmai pentru faptul că se scot toate pailele de la, de la baza ierbii. Un lucru care nu-mi place este că, deși sacul are capacitate mare, se umple foarte repede acolo la gură. Și trebuie golit pentru că nu mai îngreblează, mi le lasă tot pe afară. Așadar, fac cam una, două treceri și îl golesc. Altfel, va trebui să vin tot cu greba și n-am făcut nicio treabă. La final o să mai trec o dată prin partea asta. Uite, aici să vă arăt aici unde vă spuneam de mușchiul ăla. Aici nu prea ajuns până jos să-l rupă, dar o să mai trec o dată. Aici l-am mai rupt așa. Acum nu știu cât de bine se vede pe cameră, dar îl văd foarte bine. Haideți să vă arăt ce scoate. Uite, de exemplu, până la rândul ăsta cu primii pomi de aici. Deja aproape am umplut roaba cu iarba din asta uscată. Deci toată chestia asta era la baza rădăcinii, la baza firului, nu a rădăcinii. Și asta trebuie îndepărtată toată. Așa că o să continui. V-am spus, trebuie să golesc sacul cam la două treceri din astea, că nu greblează. Se adună foarte mult acolo în gură și degeaba are el capacitate mare, că nu o să se umple niciodată. Uite exact ce vă spuneam, vedeți, sunt la a doua trecere, se umple la gură și tot ce greblează nu mai aruncă în sac, le lasă pe jos. Așa că asta e o chestie care nu prea îmi place, dar nici nu e o operațiune pe care o să o fac în fiecare zi, cum e tunsul ierbii, așa că ne descurcăm. Nu mai arunc în sac. Am finalizat operațiunea de scarificare. Mașinuța mea nu mai arată ca nouă, gata. Să încerc să vă arăt așa niște zone unde se vede cel mai bine. Uite, nu știu dacă puteți vedea pe cameră, dar se vede că este greblată iarba. Se vede așa un pic răvășită, mai ales în zona asta. Aici am insistat un pic, era un pic de mușchi. Nu reușește să-l ia pe tot, dar mare parte din el o să fie luat la aerare, că intră cuțitele alea în pământ și îl rupe fără problemă. Astea grebla nu ajunge până jos. Eu dau cu treapta 0, îmi dau cu treapta 0 și parcă tot nu mi-e
îndeajuns de suficientă. Mergea un pic și mai jos, dar mă gândesc că pe urmă poate rupea cârligele alea. Oricum e destul de bine. Am mai insistat un pic aici, în zona asta lângă gard, era un pic mai uscată și se vede așa pe unde am trecut. După scarificare are aspectul ăsta răvășit, dar e normal, și când ai cu grebla tot la fel arată. Dar operațiunile astea o să o ajute cu siguranță. Și acum o să trec cu grebla să mai iau și astea care n-a putut să le adune pe aici pe lângă copăcii ăștia. Am scos două roabe și asta, aproape trei roabe de iarbă din asta uscată. Uite, asta deja e fân curat. Toată uscată. Vedeți, amestecată cu mușchi. Și toată iarba asta stătea acolo și împiedica buna irigare, iluminare și așa mai departe. E foarte greu să întreții, să zic așa, o zonă din asta cu iarbă verde asta, dacă vrei să fie, să arate bine. Eu aici am neglijat. După ce am săpat și am însămânțat, m-am limitat doar la tundere. Am început pe urmă lucrul cu casa și pe aici am mai lucrat, mi-am mai pus niște materiale, am mai vopsit, am tot jucat pe el, s-a tasat pământul. Deci e prima dată când fac operațiunea asta, am gazonul ăsta de vreo 4 ani și prima dată când fac operațiunea asta de scarificare și aerare. Dar anul ăsta neapărat trebuia să o fac, asta dacă vreau să mai rămână ceva iarbă. Uite, de exemplu aici s-a cam dus aproape toată iarba, e și în zona potecii, era o potecă înainte care venea așa pe lângă grajdurile alea vechi. A fost foarte bătătorită, s-a săpat greu și la motosapă, dar eu sper să-și revină. Deci o să fac aerarea după operațiunea asta, aștept întâi să plouă puțin. Uite că deci să văd zonele unde a acționat cel mai bine aparatul, în special pe aici. A rupt așa, a răvășit, a scos cam tot ce a putut de acolo, de la baza rădăcinii. Deci ce vă spuneam, o să fac aerarea. Și pe urmă aș vrea să dau și cu niște îngreșământ. Am dispozitivul ăla pe care l-ați văzut acolo în magazia din grădina din spate și am luat niște îngreșământ, o să fac un clip, bineînțeles. Și probabil că o să mai arunc și ceva semințe. I-am aruncat pe aici niște semințe atunci când m-ați văzut în clipul ăla. Mi-au tot scormonit pisicile pe aici. A început să crească păpădii, nici n-am mai udat ca lumea. Dar mă țin de peticul ăsta până când o să iasă și aici iarbă. Trebuie să rezolv. Ce voiam să vă mai spun. Cu ocazia asta mi-am descoperit o nouă ură. Deci urăsc cablul electric. Nu știu dacă vă puteți da seama din ce ați văzut în filmare, dar la fel pățiți și cu mașina de tuns iarba. Deci practic detest cablul ăla. Îl detest. Am pomii ăștia, am tot felul de chestii pe aici prin grădină, umbrela aia, hamacul ăsta se încalecă pe după pomi și eu închine jale. Dar asta e situația. Pe benzină era mai scump aparatul ăsta. Însă măcar pe viitor poate la mașina de tuns iarba mi-aș lua una totuși pe benzină, că hai că scarificarea asta, operațiunea asta o fac o dată pe an, primăvara, toamna nu o să mai fac, mă gândesc că toamna poate prinde bine un pic de pătură, să zic așa, de uscăciuni din alea, să nu înghețe foarte tare solul, să nu afecteze, dar o fac primăvara, operațiunea asta de scarificare și aerare, și cu asta mă mai descurc, dar cu mașina de tuns iarba, până la urmă, cred că tot o să-mi iau una pe benzină, că e jale. Dacă tund iarba asta de două ori pe lună, uneori chiar de 3 ori pe lună, e un pic cam enervant, dar asta e situația. Păi, cam atât. Nu știu dacă ați avut răbdarea să vedeți clipul, dar eu sper că v-am ținut aici captivi.
Cam atât și legat de clipul ăsta, nu o să ne revedem la aerare, când o să o fac. Aștept să plouă și pe urmă trec și cu aerarea, mai vedem atunci rezultatul și legat de episodul ăsta, cam atât. Ne revedem la clipul următor și până atunci vă doresc să aveți mult chef de treabă și să auzim numai de bine.